E bucur să ai unul de ăsta acasă. Dar să și mergi. Dar să faci trei feluri de mâncare și desert, exclus rușinea bărbaților. Da. Merge acum, da, de Mrădulescu, da, pe, da, da, TikTok. Cașcaval, pane, panco, ou și cam, da, atât. Da, panco și făină. Focul, da, destul de încet? Da, mediu, așa, să nu se ardă nici prea tare, cât să se moaie un pic cașcavalul. Asta era, este un mesaj pentru Grațianul Popa, colegul meu din copilărie, de bancă, care, în momentul când m-am întors din Franța... Grațianul Feciorul Popi, Grațian Andrei, ca și el. Salut, Bade! Cum e Fecior, i-am cu dinți îmblă pe gura. Da. Și când merg la restaurant, el aveam, și aveam bănuț, că venea din Franța, din la Chieza. Că orice cârciu mai mergeam, noi luam un grătar, și el vrea numai cașcaval pane bale. Zic, eu plătesc, dar și nu duc, că e cam, nu. Și? Nu mânca numai cașcaval pane, în orice cârciu mă cu cartofi prăjiți. Am înțeles. Și după ce terminăm cu cașcavalul pane, din astea fix trei ingrediente, din astea trei ingrediente, o să râz, o să fac o grămadă de mâncare. Din niște porodici? Da, 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 niște linte, da, și da, 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 exact din aia se da, să știi. Câte poți să faci, Nicolaș, din asta? Din linte fac o cremă de linte, aici fac tot o cremă, ciuperci cu ou, vreau să fac, cum îi zice, turte tăiate și dulci sărate. Așa? Vreau să fac o din varza asta, din astea, zi, sarmale de post. Și din florile alea de acolo? Da, să alea... Am nevoie, pentru jos, stai și bani. Alea rămâne pentru zilele următoare. Mulțumim tare mult, Nicolaș. Eu nu m-am regăsit deloc aici. Pe cine s-a regăsit? Nu vezi conturii tot regatului de gheață, după când l-am văzut sâmbătă, acum a pregătit niște mișcări, mai de ce vorbești? Este acest Barâșnicov pe patine, bă, băiatule. Are niște fai de mine, da. Deci, după sâmbătă asta, sky is the limitată. Da. Bine, dacă ai începe să ne și hrănești, ar fi atât de bine. Dar asta fac, bani, în fiecare zi aici. Da, dar n-ai pus o urmă de cărniță sau ce, Sfântă zi de miercuri? Nu, am zis că facem și fără carne, bani. Ce este asta, sarme? Niște sarmale, da, fără carne. Am pus multe legume și am pus și un chic. N-am avut din asta, cum îi zice, păsat, dar am pus un chic de mălai. Pun mai mult oloi pentru că mălaiul e sec. Am pus orez, am pus pătrunjel, un pic de usturoi, am tras la tigaie ceapă, morcov, țelină, le-am tras pe toate, am pus un pic de paprika, bade. Adică am pătrunjel mult la capăt, gust e foarte... Nu simțiți acasă, logic, ciuperci, dar miroase ciuperci. Foarte intens, foarte... Foarte fain, da. Bună. Am luat varza și am fiert-o în apă cu un pic de oțet ca să nu se rupă, că e din asta proaspătă, că dacă nu o fierbi, atunci când o învârți, se rupe și nu e bună. Și deci, pus un pic de oțet, da. De oțet. Și după aceea le bag la cuptor, bade, și o să fac un sos de roșii. Adică o să mâncăm niște sarmale de post într-un sos de roșii. Foarte fain, un pic altfel. E o mâncare fără carne, bade. Sunt doar niște idei pe care oamenii pot să le facă acasă, pentru că sunt mame, găzdoi, care la un moment dat nu știu ce să mai facă de mâncare fără carne, bade. Eu toată copilăria am auzit expresia asta. Nu mai știu ce să le fac. Sau mănâncă ăștia și urechile. E bravo, vezi, cam așa. Ai auzit-o pe asta? Și după aceea mă apuc de alte treburi, pentru că asta e doar un fel de mâncare și asta dura un pic cel mai mult. După aceea fac tăiței de casă, fără ou deloc, bade. Și ca să nu se, în momentul când o să le fierb, ca să nu se desfacă tare, o să tai bucățele și o să bag la cuptior. Le usc un pic la cuptior, le ard aproape și apoi le fierb. No, ce fain. Și nu-ți mai rămâne nimic în barbă. Nu mai pot să-mi ling rănile. Dar perul, unde-i perul? Ba, mai bine. Nu mai e, mai bine. Bade, mai bine. Scoate-mă din ce m-au băgat băieții ăștia. Da, pe ce să faci, bade? Oricum, dacă vezi să Florin, să-l saluți. Da. Din partea noastră. Spune-mi de ce punem peanut butter în... sarmale sau ce faci? Da, sarmale la cuptor deja. Bade, aici fac o cremă de linte, dragul meu. Și am pus niște condimente arabești, am pus niște ceapă, niște usturoi, am pus niște ghimbir și am pus niște beurre de cacahuet, niște unde arahide. De cacahuet. Unde alune americane. Așa. Aia e bravo, să înțeleagă toată lumea acasă. Mă duc doar mă foarte faină, bade, înțelegi? Și leagă un tic, înțelegi? Da. Miroase foarte fain, o să pun un pic de apă și atunci pun lintea și blendez și fac o cremă foarte faină de linte și pe deasupra zac niște crutoane din nimtituca, da? Și le zice un fel de crutoane false de roșii, pentru că roșiile o să le trag în tigaie cu un pic de ulei, le aromatizez și le pun deasupra să aducă aciditatea cei care ar vrea să am. Și atunci o să am o cremă foarte faină și deasupra să am și culoare roșie și și crutoane de pietre, bade. Bine, bade. Aici fac o cremă, tot o cremă. Numai creme. Păi nu numai cremă, că fac și alte. Deja sarmale sunt la cuptor. Cât în țipale? Cam un ceas, două. Vreau să se gratineze, nu ne grăbim. Da? Și aici fac o cremă de sălină.
pentru că e peste tot, e foarte sănătoasă, zice, mai ales când o mănâncă bărbații. Un fel de piure, nu? Un fel de piure, da, am pus, fără smântână. Am pus ulei, ceapă, țărina, pun apă, fierb, o clocotești și pe deasupra, ca să aduc un de culoare și o altă aromă în plus, o să fac un pesto de pătrunjel. Așa să ne jucăm un pic în culori și să zicem că putem face mâncare de post, fără avocado, fără toate lucrurile astea care vor mai nou pe piață. Și adică cu lucrurile care am crescut cu noi, cumva, înțelegi? Astea clasicele noastre românești. Și fac turte de tăi de mă apuc de ele, fac și dulce cu sărate. Da. Ați văzut ce debit are și ce îi merg mâinile azi, fix pe post. Da, fix da, pe post. Fără carne, da. Bine, ne întoarcem în bucătărie. Salut, Nicolae! Doamnelor, să trăiți? Ce executați? Niște turte tăiate cu gem de gutui, gem, cu din ăsta e gutui, dulceață e gutui. Care de mâncare? Aia este de mâncare. Le vrei să iei? Tu zici turte la tăieței ăștia. Da, tăieței și turte tăiate, așa zicea la noi în casă. Uite, badem. Să se afle câte tăia are. Băi, așa făcea și bunica mea, punea și un pic de pesmet și dacă nu aveam gem, punea un pic de zahăr. L-am prăjit. De pesmet. Pun și un trop de zahăr brun, badem, să vină aceea culoare. Merea și niște scorțișoare. Cine îți făcea ție cu scorțișoară, Dani? Mama, mă! Ce vorbești, mă? De unde aveai tu scorțișoară, Dani? Păi n-avea, avea o cutie și arăta așa. Turte tăiete! Uite. Să se afle câți ce sunt în turte tăiete! Dani, Vadia, asta sunt desertul. De post. Vezi că am făcut tăiței așa, turtele astea, de post, Vadia. De post. Așa. No. Aici am făcut... Le-am făcut sărate, Bade, după ce le-am fiert, le-am tras în niște ulei, cu un pic de ceapă pe jumătatea asă, foarte fină, Bade, un pic de paprică, un pic picant, așa, lejer picant, un pic de sare. Tot turte tăiate. Tot turte tăiate, Bade, ce fain. Cu câți ai au mai rămas? Nu-i, Bade, ce fain. Uite, cum e grăsime. Nu mai de post, Bade. Deci fără... felul 1, felul 3. Da, Bade, așa e, Bade. No. Ele seamănă, dar nu răsar. Da, exact, da. La main course. Acum am niște sarmale, Bade, de post. Mamă, ce fain. E post, nu glumesc. Fără carne, ne interesează. Fără carne, da, fără carne. Și aici am un pic de sos de roșu, dragul, Badie. Dar ce legume tăiate? Am mai multe, Badie. Aici, final touch. Dăm ceva pentru supă, te rog frumos. Dăm două farfurii. Lasă, noi, dă-i un bol de sticlă, se vadă care culoare din asta... Dar de ce vrei două? Real nu va pentru că am o cremă aici. Ui, de linte, dragul Badi. Ce frumoasă e. Ce frumoasă e crema de linte. Așa. Pun niște crutoane. Una, două, trei. Păreche? Nu, la păreche. Rupte. Rupte, nu tăiete. Roșii șeri, dragul Badi. Stiga cine. Aici e fain, e? Și acum? Bă, grijă, când luați roșiile șerii, să nu fie de alea culese, să fie tăiate. O cremă de țealină, dragul Badi, cu un pic de pesto pe deasupra. Pesto. Mamă, ce fain arată. Aie, când se îmbină verdele cu culoarea asta de țelin tăiete. Ni, Badi, putem pune și aici două, trei? Wow. Una, două, trei, patru, cinci. Ne vedem mâine la 8 și tăiete.